Doi agenți de patrulare din Chișinău din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică au fost reținuți de ofițerii CNA și procurori, fiind bănuiți de corupere pasivă. Aceștia ar fi cerut și primit 6.000 de lei mită de la un șofer pentru a nu documenta un pretins caz de conducere a automobilului în stare de ebrietate. În scopul acumulării materialului probator, au fost efectuate percheziții în automobilul de serviciu, de unde au fost ridicați 6.000 de lei, anterior transmiși sub controlul ofițerilor CNA. Totodată au fost depistate și alte sume de bani, și anume 6.500 de lei și 620 de euro. Cei doi polițiști au fost reținuți pentru 72 de ore și urmează să fie plasați în izolatorul CNA.